Bun găsit tuturor! Unchiul tatălui Alexandrei a lucrat la resurse umane la această unitate militară din Caracal. De acolo spune că îl cunoștea pe Gheorghe Dincă, cel care a muncit și el pentru o scurtă perioadă acolo ca mecanic auto. Spune că se ocupa de mașinile unității, le schimba uleiul, le repara, însă spune de asemenea că nu se înțelegea cu nimeni din această unitate militară. Spunea că venea la muncă doar 2-3 ore pe zi, iar mai apoi pleca. De asemenea, mai precizează unchiul tatălui Alexandrei faptul că nu putea să-i facă absolut nicio observație, citez, sărea la tine, trântea în jura. Într-o zi, mai precizează acesta că comandantul unității l-a întrebat ce face cu Gheorghe Dincă, iar el i-a recomandat să-l dea afară. Și asta s-a și întâmplat. Acum se gândește ce s-ar fi întâmplat acum dacă nu îl dădea afară pe Gheorghe Dincă. Unchiul Alexandrei stă aproape de familia Măceșanu, spunea că acum cu greu mai reușește să vorbească cu aceștia și se gândește din nou la acea perioadă în care Gheorghe Dincă lucra la această unitate militară.